Peste 4 ani se va putea călători pe autostradă de la Sibiu până la Bruxelles, promite ministrul transporturilor. Singura porțiune lipsă o reprezintă o bucată de 13 km din lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva. Este practic segmentul scos din contractul cu italienii de la Salini în vara lui 2017, când șef la drumuri era Ștefan Ioniță, iar pe fotoliul de ministru al transporturilor se afla social-democratul Răzvan Cuc. Nemulțumiți de decizia autorităților, italienii au dat atunci în judecată statul român și au câștigat la Tribunalul de Arbitraj Internațional de la Paris, despăgubiri de 270 milioane de lei și repunerea în contract. Ca să poată debloca licitația, l-a întasat în 2019, compania de drumuri s-a învoit să le plătească banii eșalonat până în noiembrie, potrivit unor surse Digi24. Valoarea lucrărilor este estimată la 1,5 miliarde de lei. Guvernul vrea ca finanțarea să fie asigurată prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Pe lotul 2, în zona aceea cu tunelele urșilor, suntem de vreo 4 ani într-un blocaj. Astăzi, în sfârșit, s-a ajuns la un acord pe acest lot cu fostul constructor. A fost o reziliere abuzivă în 2017. Constructorul a câștigat. Anul trecut a venit o decizie care a căzut ca o secură pe acest proiect de plata a 270 de milioane către acest constructor, de repunere în contract. Și, practic, lucrurile acolo erau blocate. Lumea întreabă pentru că este singurul sector lipsă de pe autostrada A1 între Sibiu și Arad-Nădlac. Și întreabă ce se întâmplă acolo, că avem o zonă lipsă de 9 km de autostradă și se ocolește pe drumul național alăturat. Ei bine, în sfârșit s-a ajuns la un acord cu acel constructor și se poate debloca licitația care deja este lansată. Se depun clarificările acolo și în curând se vor depune